Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știrile TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Din nou scandal în ședința Consiliului Local Giurgiu. Ministerul Educației vrea să schimbe cornul și laptele cu o masă caldă. Copreședintele PNL Giurgiu lămurește acuzațiile referitoare la listele de candidați. Penitenciarul Giurgiu scoate la concurs locuri de muncă vacante. Șumudică supărat că giurgiuvenii stau pe balte la pește și nu vin la stadion. În ședința de astăzi a Consiliului Local Giurgiu s-a lăsat din nou cu scandal. Spiritele erau oricum destul de încinse după ce în oraș, în urmă cu 3 zile, au apărut materiale tipărite prin care au fost aduse acuzații grave la adresa a 12 consilieri, între aceștia și președintele de ședință de astăzi, Florian Velicu, cel care i-a reproșat primarului Nicolae Barbu că este inițiatorul respectivelor materiale. Primul motiv de ceartă în ședința de astăzi a Consiliului Local a fost faptul că președintele de ședință, Florian Velicu, nu s-a așezat pe locul obișnuit la prezidiu, ci în celălalt capăt al sălii, la masa în jurul căreia stau consilierii. Apoi s-a ajuns la subiectul legat de materialele tipărite care au fost împrăștiate prin oraș și care conțin acuzații grave la adresa a 12 consilieri. Florian Velicu i-a reproșat primarului că este inițiatorul realizării și răspândirii acestor materiale. Și nu v-ați schimbat nărapul, mai mult decât atât, ați făcut niște mizerii la adresa colegilor consilieri, pe care știți foarte bine că nu se fac astfel de chestiuni, știți foarte bine că circul îl faceți dumneavoastră, drept urmare, nu-i mai împinge și pe ceilalți consilieri să facă același circ pe care dumneavoastră l-ați făcut deja. Ați umplut orașul cu așa zisă lista Rog consilierii de pe, nu știu cum se numesc, de pe lista onoarei, pentru că noi ceilalți suntem pe lista rușinii, să înceteze, să votăm și după aia să vorbească ce vor, că noi vom părăsi sala. Subiectul legat de acuzațiile aduse consilierilor în materialele răspândite în oraș avea să fie lămurit chiar în timp ce se desfășura ședința de către copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beanu într-o conferință de presă. Acesta a explicat că cei 12 consilieri au avut motive întemeiate să nu aprobe anumite proiecte de hotărâre, inclusiv cele privind realizarea unor parcări. Beanu a arătat că este suspect faptul că toate documentațiile au fost realizate prin încredințare directă de aceeași firmă din Constanța și ar fi urmat ca lucrările să fie încredințate tot direct unor anume firme fără licitație. Este total anormal să existe 7 proiecte aproape identice care se trateze într-o singură ședință de Consiliu, într-un singur an bugetar, construirea unor parcări. Faptul că cei mai mulți dintre consilieri n-au avut acces la aceste documentații tehnico-economice ca să nu sesizeze copy-paste-ul vizibil altfel de la mare distanță, denotă iar o formă de manipulare care s-a perfecționat, care a fost perfecționată în acest mandat în primăria municipiului Giurgiu. Nu poți să promovezi 7 documentații identice și sunt curios dacă s-a plătit aceeași sumă pentru fiecare dintre ele, pentru că aici Curtea de Conturi poate să spună foarte exact dacă s-a abordat cea mai bună variantă. Pentru că în felul ăsta cheltuiești sume mult mai mari și pentru proiectare și pentru execuție. Dacă s-ar fi promovat aceste hotărâri, ar fi urmat încredințări directe cu aceeași firmă sau cu altele agreate și s-ar fi consumat foarte mulți bani inutil. În ședința din data de 9 martie, consilierii nu au aprobat mai multe proiecte de hotărâre, arătând că documentațiile nu le-au fost puse la dispoziție pentru a le studia sau ridică mai multe semne de întrebare. Mai mulți consilieri au arătat că respectivele investiții pot fi efectuate, dar este nevoie ca ele să fie aprobate în condiții cât mai clare și transparente. Programul Cornul și Laptele ar putea fi desființat ca urmare a toxii infecțiilor alimentare. Declarația aparține ministrului Educației Adrian Curaj, care s-a arătat îngrijorat de creșterea numărului de cazuri de toxii infecție alimentară după consumarea alimentelor cuprinse în program. Acesta dorește să schimbe cornul și laptele cu o masă caldă.
Fiecare levi ar putea beneficia de o masă caldă în locul programului național Cornul și Laptele, dacă Ministerul Educației găsește resurse pentru asta. Aceasta este declarația Ministrului Educației după ce mai mulți elevi din județul Buzău au ajuns la spital după ce li s-a făcut rău la ore după consumarea laptelui și cornului. Programul Laptele și Cornul nu se bucură de un real succes nici în rândul elevilor giurgiuveni. Aceștia spun că aproape de fiecare dată singurul aliment pe care îl consumă este cornul. În ceea ce privește schimbarea acestor produse cu o masă caldă, părinții sunt de părere că ar fi o alegere bună. Copilul dumneavoastră mănâncă cornul și laptele de la școală? Nu. Ce părere aveți despre faptul că ministrul învățământului vrea să înlocuiască cornul și laptele cu o masă caldă? Foarte bine. Cornul, da, laptele niciodată. Ce părere aveți despre faptul că ministrul învățământului vrea să înlocuiască cornul și laptele cu o masă caldă? Cred că ar fi mai bine. Mult mai bine. Îți place cornul și laptele de la școală? Decât cornul, nu-mi place laptele. Este bun și laptele, dar nu sunt învățați ei să mănânce, deoarece le plac alte produse care nu prea sunt bune. Ministrul Educației dorește să schimbe acest program cu o masă caldă. Ce părere aveți? E o idee foarte bună. Este de apreciat dacă ar și realiza-o. Cornul și laptele este un program introdus în școli de Guvernul României începând cu anul 2002. Beneficiarii programului sunt copiii din grădinițe și din școli generale. Media beneficiarilor este de peste 2 milioane de copii anual. Somnul bun este un vis ce poate fi atins. Aceasta este tema din acest an a Zilei Mondiale a Somnului, sărbătorită la 18 martie. Scopul evenimentului este de a atrage atenția asupra beneficiilor unui somn sănătos și prevenirea tulburărilor de somn. Ziua Mondială a Somnului a devenit un eveniment internațional începând din 2008. În fiecare an se sărbătorește în preajma echinocțiului de primăvară, iar anul acesta are loc pe 18 martie, desfășurându-se sub sloganul Somnul bun este un vis ce poate fi atins. Inițiativa aparține Asociației Mondiale a Medicinei Somnului, cu scopul de a atrage atenția asupra impactului pe care tulburările de somn îl au atât asupra individului cât și asupra societății. Este extrem de important somnul, pentru că cu cât ne odihnim mai bine, cu atât de mult suntem apți a doua zi. Aceste lucruri și aceste sensibilizări asupra somnului sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi. Sunt lucruri care țin de viața cotidiană, de eficiența noastră de zi cu zi. Statisticile care dau aceste tulburări respiratorii în timpul somnului, că sunt frecvente atât la femei cât și la bărbați, cu o frecvență de 2-4%, sunt și trebuie să ne rețină atenția asupra noastră. Potrivit specialiștilor, un somn bun este definit de 3 factori. Durată, care trebuie să îi permită persoanei să se odihnească suficient în timpul somnului și să fie alert a doua zi, continuitate, adică somn neîntrerupt, profunzime, astfel încât să înlesnească refacerea fizică și psihică. Conform unui studiu online publicat în decembrie 2015, peste un sfert dintre cei chestionați acuză stări de insomnie sau tulburări ale somnului. Astfel, problemele cu somnul reprezintă a doua cea mai comună afecțiune după răceală și gripă. Pentru a patra oară consecutiv, școala gimnazială numărul 8 din Giurgiu a arborat la intrarea în școală drapelul verde, câștigat în urma punctajului acumulat în cadrul proiectului European Ecoșcoala. Acțiunea de evaluare a avut loc în prezența tuturor copiilor și dascălilor implicați în proiect, care au fost răsplătiți cu premii și diplome într-un cadru festiv. Sala de festivități a școlii numărul 8 a fost plină de copii, dascăli și colaboratori, toți parte din proiectul european Ecoșcoala. În acest an, proiectul s-a intitulat Mănâncă sănătos, motiv pentru care copiii au pregătit în cadrul acțiunilor din proiect mai multe activități care au promovat un mediu de viață sănătos. Au gătit după rețete tradiționale românești, au creat fructe și legume haioase și au tipărit o carte cu rețete minunate de prin școală adunate. Fiecare clasă s-a pregătit cum a știut mai bine și a prezentat produsul așa cum a dorit, fie la fotografiat, fie la fășurat, așa, estetic, să arate cât mai bine. Vă prezintă doamna
revista pe care o au și invitații noștri în mapă. În urma activităților din cadrul proiectului Ecoșcoala s-a întocmit și un clasament, în urma căruia s-au desemnat clasele câștigătoare. Astfel, locul întâi a revenit clasei pregătitoare C, locul al doilea clasei întâi D, iar locul al treilea clasei a patra A. Spre surprinderea voastră, elevii de la pregătitoare, nu știu dacă chiar singurei vor fi lucrat ei acele produse, dar au fost deosebite. Le veți vedea și materialul pe care îl va prezenta colega voastră de la clasele mai mari. Pentru succesul de care s-a bucurat proiectul Ecoșcoala în rândul elevilor și a dascărilor, pentru al patrulea an consecutiv, școala numărul 8 a primit drapelul verde, care va rămâne arborat la intrarea în unitatea de învățământ. Copreședintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan a făcut astăzi o serie de clarificări pe marginea unui subiect lansat într-o publicație online. Liderul liberal a explicat că între realitate și ceea ce pretinde respectiva publicație este o distanță foarte mare. Copreședintele Gheorghe Ștefan a arătat că nu s-a pus niciun moment problema ca cei care vor fi înscriși pe listele de candidați să contribuie cu 10.000 de euro, așa cum a apărut în articolul menționat, și nici cu vreo altă sumă pentru a obține locuri pe listă. Ștefan a precizat că singurele contribuții vor fi cele prevăzute de lege și, tot cum prevede legea, vor fi depuse într-un cont deschis special în acest scop pentru cheltuielile de campanie electorală. Mă întorc la articolul cu pricina al unui coleg de-al dumneavoastră în presa giurgiuveană. Menționez că domnul Dumitru Beanu și domnul Florian Nicolae n-au niciun amestec și nici o contribuție în declarația pe care a făcut-o sau în oferta pe care a făcut-o un fost consilier local, îmi place să-i spun fost, suma este astronomică, nejustificată și nu ne bazăm pe aspecte financiare, repet, ne bazăm pe munca fiecăruia dintre noi în partid. Atât Gheorghe Ștefan, cât și celălalt copreședinte, Dumitru Beanu, au precizat că la ora actuală listele de candidați ale PNL Giurgiu nu sunt definitivate. Cei doi au explicat că aceste liste vor fi supuse procedurilor statutare și vor fi anunțate în termenul prevăzut de lege. Reprezentanții AJOFM Giurgiu au anunțat 89 de locuri de muncă vacante pentru șomeri în această săptămână. Mai multe oferte vin din partea angajatorilor din spațiul Uniunii Europene, care pun la dispoziție aproape 400 de posturi în țări ca Marea Britanie, Germania, Suedia sau Slovacia. Agenții economici din județul Giurgiu au declarat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 89 de locuri de muncă vacante în perioada 16 martie-22 martie. Cele mai multe joburi, 59 la număr, se adresează persoanelor cu studii medii, profesionale și lucrătorilor calificați și necalificați. Se caută agent de pază, asistent maternal, barman, bucătar, coafor, confecționer, tâmplărie din aluminiu, cosmetician, electrician auto, femeie de serviciu, fochist, frizer, îngrijitor clădiri, lucrător comercial, manicurist, manipulant mărfuri, mecanic auto, mecanic utilaje, muncitor necalificat, operator introducere, validare, prelucrare date, operator chimist, operator la fabricarea uleiurilor vegetale, șofer autocamion, tapițer, tâmplar universal, tinichigiu, vopsitor industrial, vulcanizator. Celelalte locuri de muncă disponibile sunt pentru persoane cu studii superioare și post-liceale. În acest caz, sunt oferte în meserii ca administrator financiar, agent vânzări, asistent manager, bibliotecar, casier, consilier debutant, consilier, contabil, director economic, economist, educatoare, inginer silvic, inspector de specialitate, inspector resurse umane, medic veterinar, specialist în domeniul educației ecologice. Mai multe locuri de muncă, aproape 400, sunt în spațiul Uniunii Europene, puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. În Belgia un post, manager senior de proces, Germania 53 de posturi, ergoterapeut, dezvoltator software, inginer calitate, inginer electrician, inginer și mecanic, proces în tehnologia prelucrării plasticului și a cauciucului, tehnician electronist, mecanic echipamente sanitare de încălzire și aer condiționat, șofer autocamion, factor poștal. În Marea Britanie sunt 209 posturi, bucătar, îngrijitor persoane, infirmier, asistent medical, șofer profesionist.
Norvegia pune la dispoziție 3 posturi, doctorand și post-doctorand, în departamentul biomedical, ingineri instrumente de măsurare. Olanda 3 posturi, programator, designer software. Polonia 4 posturi, asistent manager, designer grafic, dezvoltator Android, administrator. În Republica Cehă sunt 21 de posturi, șofer profesionist, camion, șlefuitori, pilitori. În Slovacia 43 de posturi, șofer autocamion, transport internațional, îngrijitor persoane, infirmier, sticlar. În Spania un post de masseur, iar în Suedia 55 de posturi, tinichigiu auto, femei de serviciu, mecanic auto, vopsitori auto. Persoanele interesate pot obține mai multe informații referitoare la posturile disponibile atât în județul Giurgiu, cât și în țări din Uniunea Europeană, la sediul AGOFM sau pe site-ul instituției www.giurgiu.aneofm.ro. Pentru că penitenciarul Giurgiu se confruntă cu deficit de personal, au fost efectuate demersurile necesare în vederea completării organigramei. Astfel, vor fi scoase în următoarea perioadă 28 de posturi în sectorul operativ și în cel medical. Locurile vacante pot fi ocupate atât de femei cât și de bărbați. În acest moment, numărul de angajați al penitenciarului Giurgiu este sub cel necesar în raport cu activitățile și legislația specifică care trebuie aplicată în incinta instituției. Din acest motiv, filiala Giurgiu a Sindicatului Național al Penitenciarelor din România a efectuat demersurile necesare în vederea remedierii acestor deficiențe. În acest moment, există posturi vacante în organigrama penitenciarului Giurgiu ca urmare a demersurilor efectuate. Aceste posturi vor fi scoase la concurs în perioada următoare. În mod neoficial la acest moment, din informațiile pe care noi ca organizație sindicală le deținem, la penitenciarul Giurgiu, căci în numele acestei instituții pot vorbi ca lider de sindicat, este vorba în sectorul operativ de 28 de posturi de agent operativ, împărțite astfel, 24 pentru bărbați, 4 posturi pentru femei. De asemenea, există un demers și pentru posturi din sectorul reintegrare socială și mă refer de psiholog și pentru sectorul medical și mă refer aici la posturi de medici și la posturi de asistenți medicali. Anunțul de scoatere la concurs a acestor posturi va fi făcut oficial în maximum 10 zile. Candidații posturilor vacante trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de statutul penitenciarelor. Potrivit liderului de sindicat, Șerban Oprică, pentru posturile vacante la sectorul operativ au fost retrase criteriile cu privire la înălțimea candidatului sau limita de vârstă a acestuia. Concursul va fi compus din proba medicală, testare psihologică, o probă la calculator, o probă sportivă, un interviu și o probă scrisă. Partidul Social Românesc, Organizația Județeană Giurgiu, se pregătește de alegerile locale. Președintele organizației, deputatul Liliana Ciobanu, va candida la primărie, în timp ce cap de listă la Consiliul Local va fi profesorul de sport Marian Damian. Deputatul Liliana Ciobanu, președinte al PSRO, filiala Giurgiu, s-a hotărât să se înscrie în cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Giurgiu. Anunțul nu surprinde pe nimeni, având în vedere că și-a declarat intenția de a candida în urmă cu ceva timp. Anunțul oficial a fost făcut în conferință de presă, acolo unde s-a aflat și noua achiziție a PSRO, profesorul de sport Marian Damian. Mă bucur foarte mult că am fost primit în această organizație. M-am hotărât să trec de această parte a baricadei pentru că mă gândesc că la un moment dat aș putea să regret că am fost doar un om care a analizat și nu și a acționat. E timpul pentru asta, am și vârsta necesară și un pic de experiență aș putea spune, drept care în urma unor insistențe destul de mari ale colegilor din organizație am hotărât să zic da. Marian Damian, care a cochetat în trecut și cu PSD-ul și cu PNL-ul, va fi în fruntea listei PSRO pentru Consiliul Local al municipiului Giurgiu. Primarul Comunei Adunații Copăceni, Ion Tache, și-a anunțat astăzi revenirea în PNL. Ion Tache a plecat din formațiunea liberală la PSD în 2014, odată cu apariția celebrei Ordonanțe 55, care a permis aleșilor locali să plece dintr-un partid în altul.
Primarul Ion Tache a anunțat că revine în PNL astăzi într-o conferință de presă la sediul Organizației Liberale Județene. El a explicat că a plecat la PSD pentru a primi finanțarea necesară unor proiecte importante în comuna Adunații Copăceni. În ziua în care am trecut la PSD, am spus și astăzi o să repet din nou, nu sunt primarul meu, că dacă aș fi fost primarul meu, nu aș fi făcut niciodată pasul la un alt partid. Eu sunt liberal din tată în fiu și sunt un liberal cu o convingere adevărată a liberalismului și a filozofiei liberale. Ion Tache a mai declarat că vor mai fi și alți primari importanți din județ care vor reveni la PNL. M-au întrebat dacă știu ceva. Acum nu știu la ce s-au referit și mi-au zis, zice, e bine dacă ai făcut acest lucru și iată că astăzi îl materializez venind în fața dumneavoastră și anunțând public. Dacă cineva mai avea vreo îndoială, de astăzi să știe public că, am făcut deja pasul și am bătut palma definitiv cu PNL-ul. Și după discuțiile pe care le-am avut cu cei câțiva colegi, eu am ferma convingere că în următoarele săptămâni, zile, veți vedea că vor mai veni și alți primari importanți din județ lângă noi. Ion Tache a plecat din formațiunea liberală la PSD în anul 2014, odată cu apariția Ordonanței 55, care a permis aleșilor locali să plece dintr-un partid în altul. La 23 februarie 1893 era patentat la Berlin de către Rudolf Diesel un nou tip de motor cu ardere internă. Creatorul propunea motorul cu aprindere prin compresie și odată cu acesta revoluționa mapamondul. Personalitate deja cunoscută acum 123 de ani în cercurile tehnice europene, Diesel s-a născut pe 18 martie 1858 și s-a stins prea devreme în condiții învăluite în mister chiar până astăzi. De la apariția locomotivei cu aburi încoace, o invenție care a revoluționat lumea a fost apariția motorului cu ardere internă, varianta celui cu aprindere prin compresie, fiind, pe drept, creația germanului Rudolf Christian Karl Diesel. Inginerul și inventatorul născut la Paris pe 18 martie 1858 a fost fiul unui cuplu care părăsea orașul german Augsburg pentru a se instala la Paris în vremea tumultosului an 1848. Cu studii efectuate la Politehnica din München, Diesel obține pe 23 februarie 1893 la Berlin dreptul brevetării motorului care îi va purta numele și care fusese creat pentru o funcționare cu reziduuri petroliere. Mai târziu, între 1911 și 1912, tot Diesel s-a ocupat de perfecționarea motorului său, astfel încât să nu mai depindă de hidrocarburi și să poată fi alimentat cu uleiuri vegetale. Soluția aceasta avea în vedere și deosebitul avânt al agriculturii în viitor. De altfel, Rudolf Diesel avea năzuințe mult mai mari cu motorul său, al cărui nume îl propusese soția inventatorului. Planurile inginerului aveau să fie dur întrerupte prin dispariția sa în condiții rămase până astăzi neelucidate. Se întâmpla în noaptea de 29 septembrie 1913, pe timpul călătoriei cu vasul Dresden pe canalul Mânecii, de la Anver la Londra. Declanșarea primului război mondial și criza economică de după acesta aveau să așeze urmele uitării peste trista dispariție a unui revoluționar al tehnicii. Sau, poate tocmai iminenta derularea acestor evenimente istorice nedorite de majoritatea europeană încurca interesele unei mai mici grupări de nu se știe unde. Această ipoteză, aproape imposibil de verificată astăzi, ar putea susține doar o variantă fantezistă de scenariu a misterioasei dispariții a lui Diesel. Ceea ce merită reținut este că lui Diesel îi datorăm multe creații ale ultimilor 10 de ani, motorul lui echipând mașini și mijloace tehnice circa 100 de ani, doar astăzi punându-se cu adevărat problema zgomotului și poluării create de invenția germană. Și asta pe fondul aparițiilor noilor motoare și al ingenioaselor moduri de propulsie.
doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului TV Giurgiu. La TV Giurgiu urmează rubricile Sport și Meteo, o ediție specială și apoi emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut! Astra Giurgiu întâlnește în această seară pe teren propriu formația ASEA Târgu Mureș, în etapa a treia din play-off. Partida se anunță una foarte disputată, pentru că ardelenii ne-au învins și în tur și în retur, iar acum giurgiuvenii își doresc o victorie pentru a-și mai vindeca orgoliul rănit, dar și pentru a nu pierde întâietatea în clasament. Antrenorul Marius Șumudic a declarat aseară la conferința de presă susținută la stadionul Marin Anastasovici că și-ar dori 3 puncte, dar a reafirmat că Astra vizează nu neapărat câștigarea campionatului, ci un loc în primele 3 din clasament. Ne așteaptă un meci extraordinar de dificil și îmi doresc din suflet să câștigăm acest joc, fiindcă, virgulă, făcând 3 puncte, ne dă șansa de a rămâne în continuare pe primul loc și așteptăm și noi rezultatele celorlalte două jocuri, fiindcă pot apărea oricând surprize. Dacă voi câștiga cu Târgu Mureș, indiferent ce se va întâmpla la celelalte două jocuri, dacă Steaua câștigă cu Viitorul, ne ducem la 8 puncte de Viitorul. Deci, ușor, ușor ne apropiem de obiectivul care îl avem, primele 3. Dacă se termină un rezultat de egalitate sau Steaua pierde puncte în acest joc, iar ne refacem o oarecare distanță față de Steaua. Între Dinamo și Târgu Jiu, același lucru. Dar noi trebuie să câștigăm jocul ăsta, eu am spus-o de la început. Fiindcă dacă se întâmpla ca eu să fac egal, să nu pot să bat Viitorul, să fac egal la Steaua, ok, și câștigam mâine, făceam 5 puncte. Așa am bătut Viitorul și dacă mâine câștig, fac 6 puncte. Meciurile egale nu te ajută. Eu de asta am spus că este foarte important jocul de acasă cu Târgu Mureș pe care trebuie să-l câștigăm neapărat. Astea au fost calculele mele. Vestea bună este că atacantul Denis Alibec nu s-a accidentat grav în partida cu Steaua și va fi pe teren în meciul de diseară. De altfel, Alibec a participat încă de ieri la cantonamentul de la Giurgiu și s-a antrenat cu echipa alături de Silviu Lung Junior, care este încă în refacere. Alibec? Mâine. Mâine. M-am și speriat, dar credeam că s-a întâmplat ceva. Nu, mâine joacă. Nu are nicio problemă Alibec. A avut o contuzie, a primit o lovitură în coastă, a făcut o injecție atunci, n-a putut să reziste tot meciul și acum și-a revenit. A fost o contuzie foarte puternică. Marius Șumudic a făcut referiri la prezența spectatorilor giurgiuveni pe stadionul Marin Anastasovici, la partidele Astrei, cu regretul că localnicii nu prea se înghesuie să vină la stadion. Antrenorul Astrei spune că la Giurgiu au venit echipe celebre precum Olympic Lyon sau Celtic Glasgow și că miercuri va veni Naționala României, dar că giurgiuvenii nu sunt sensibili la asemenea evenimente. Ar trebui să fie mândri giurgiuvenii, dar giurgiuvenii am văzut că sunt mai mulți la pescuit dacă vin la meci. Azi erau mai mulți pe mal, pe acolo unii dădeau, dar am văzut în viața mea ce bătaie era pe un mal care să arunce lanseta mai repede. La meci mai puțin, nu îi giurgiuvenii ce să fie. Au oprit unul ieri mașina în centrul Giurgiului și dacă nu m-am jurat de m-a spurcat și când am traversat să-mi iau niște picături de nas. Așa de mult, cu vreo 4 mașini cu numere de Giurgiu, așa de mult ne iubesc ăștia din Giurgiu pe noi că am adus echipa asta aici, de nu mai pot ei, să umple stadionul la fiecare meci. Când am jucat aici, cu orice echipă am jucat, ne-au înjurat de ne-au spurcat. Dar asta e, asta este mentalitatea lor, să fie sănătoși. Dacă ei așa consideră că merită să fie alături de o echipă care, indiferent cu bune, cu rele, sunt pe primul loc de atâta timp, de 21 de etape, și să nu vii să fii alături de echipa asta, să fii mândru că echipa asta îți dă șansa de a vedea, dacă tot iubești celelalte echipe, de a le vedea pe alea. Nu te manifesta împotriva echipei tale. Păi ce, pe unul îl jură pe Alibec, altul că nu știu ce. Păi pentru ce? Că te ținem de 21 de etape pe primul loc? Vino pe și... Că nu e, cred că e 5 lei biletul. Mai multe amănunte despre declarațiile lui Marius Șumudică din conferința de presă de ieri puteți urmări imediat după știri, în ediție specială. Campionatul județean fotbalistic al Ligii a 4-a vine sâmbătă cu etapa 16-a. Pe stadioanele județului, această a treia etapă din retur având orele 15 ca oră de începere a partidelor.
După ce în etapa trecută victoria la limita formației Dunărea Giurgiu asupra celor de la Arsenal Malum a dus la schimbarea clasamentului și a venit cu un soi de limpezire a situației posibilului câștigător al campionatului. Etapa de mâine poate fi una care să limpezească apele definitiv, cea mai așteptată partidă fiind cea dintre ocupantele locului 2 și 3, cu Unirea Izvoarele în deplasare la Arsenal Malum. Iată în continuare toate partidele etapei. După etapa cu numărul 15, clasamentul seriei Sud a menținut Dunărea Giurgiu pe primul loc, cu 43 de puncte, la 4 puncte de ocupanta locului 2, CS Unirea Izvoarele, și la 6 puncte de Arsenal Malu. Sâmbătă vremea se va răci față de intervalul precedent, îndeosebi nordul, centrul și estul țării, unde valorile termice vor coborî sub cele normale ale datei, iar duminică vremea va fi apropiată de regimul termic normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime ale intervalului se vor încadra între 2 și 14 grade. La Giurgiu cerul va fi mai mult senin, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Vor fi maxime de 11-12 grade Celsius în Giurgiu, Izvoarele și Comana și vor fi de 10-11 grade la Mihăileș, Hotarele și Bolintim Vale. Vântul va sufla cu o viteză de 25 de km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 760 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 34%. Apele Dunării sunt în scădere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă fiind 597 centimetri.